ascolto Onda Libera. Iată că ne-am reîntors în studioul de la Radio Unda Liberă și avem câteva invitate speciale. Sunt fetele de la Facultatea de Arte Frumoase și nu doar facultatea e frumoasă, ci și fetele sunt frumoase. O să vă le prezint pe rând. Este Elena, Dorina și Cristina. Astăzi avem o seară a cântărilor live. Fetele sunt tinere, frumoase și talentate. Și o să-mi permit să încep cu Elena, pentru că este cea mai familiarizată cu lumea radio. Are și o emisiune la radio nostru Unda Liberă, cu drag de folclor. Da, Elena, bună ziua, seara! Bună seara tuturor, bună seara tuturor celor care ne ascultă. Bine ai venit la noi și de ce am început cu tine? Pentru că tot ești tu așa mai implicată în lumea asta a folclorului și mie mi-este foarte straniu că domnișoarele de o vârstă fragedă ca voi și deja implicate atât de mult în folclor. De obicei tineretul nostru e mai așa, mai superficial la tematica folclor și interpretarea colindelor și așa mai departe. Așa este, tineretul de azi îmi iubesc mai puțin folclorul, noi însă suntem împătimite ale folclorului și chiar dacă suntem în zilele care suntem, noi chiar iubim ceea ce facem. Voi, fetelor, cum vă argumentați dragostea voastră mare pentru folclor și pentru ceea ce faceți? Eu pot să spun că ceea ce fac încă din sat, de la mine, pentru că vin din satul Dânceni și
anume acest program de iarnă, colinde, urături, întotdeauna cântam prin școală, participam la diferite serate. Asta am în inimă încă din sat și nu pot să mă despart de acest program. Nu, vreau să zic că trebuie să-ți placă chestia asta, altfel nu poți face, chiar trebuie să vină din suflet. La mine personal, cred că se trage de la bunici. Bunici din partea mamei, bunici din partea tatălui. Când se adunau, când făceau lucru sau ceva, toată familia cânta. Și asta cred că s-a transmis și mie și mai ales că sunt și din la sud. Da, acolo se păstrează cele mai frumoase tradiții. Dorina știe, noi o rugăm de fiecare dată să ne mai spune ce este pe acolo. Doamna Maria Liu îți spune, Dorina, fă un solo, că știu că ți-a se primește. Dar ei umblă picioarele foarte repede. Sunteți, pentru că la se dansează frumos. Sunteți la Facultatea de Arte din primul an de când ați intrat da, la universitate? Da, am intrat la Facultatea de Jurnalism, evident am dat și acolo. Ați dat și acolo. Da. Și poți să cum ați ajuns să fiți în ansamblu Crânguța de Iezera Mariei Liuț? Uite, este o preselecție la început, da, mergi acolo, trebuie să cânti, trebuie să verifici. Da, e un casting. Și evident, noi trei am fost alese. Da, asta înseamnă că noi suntem talentate, pentru că și doamna Maria are niște rigori, nu poți să ieși să nu cânti. Eu una m-am temut să mă duc pentru că am gândit că toți care merg acolo au studii, au nu știu ce, dar eu dacă sunt așa mai... nu știu, mai fără studii, cântam așa mai pentru mine, zic eu ce să fac eu acolo dacă, mă rog. Și m-am dus după o lună, am trecut castingul ăsta și doamna Maria mă întreabă, dar tu nu cânti la nunț sau undeva? Zic, nu cânt, dar de și nu în ceea ce înseamnă, ce v-au văzut ea în mine. Am văzut alea. Dar eu pot să spun că doamna Maria este foarte obiectivă la preselecție și, într-adevăr, trebuie să faci față ca să ajungi membra ansamblului Crenguța de Iedere. Și dacă am ajuns să fim membri acestui ansamblu, cred că suntem talentați. Și mai e ceva, chiar dacă intri la început, pe parcurs, dacă nu faci față, doamna Maria singur îți arată că tu nu faci față și nu ești pentru folclor. Sunt niște etape prin care treci și chiar sunt grele. Și dacă ești capabil să treci peste ele, atunci rămâi în ansamblu. Pentru că dacă tot faci față, eu cred că probabil este nevoie, în primul rând, să ai voce, nu? Sigur. Pentru că faci față, muncești, am văzut și eu mulți oameni care erau, nu știu, în alte domenii, care munceau foarte mult, dar care pur și simplu nu le ieșea. E și voce, dar e și ținută scenică, e și... Da, dar dacă ai ținută scenică și ieși pe scenă și n-ai voce, da, adică corect, plictisești, corect, probabil. E și vocea. Este vocea, dar... Uite și după aspectul fizic, așa să fiți atrăgătoare. Pentru că la noi și o viză autohton merge mai mult asta. Arăți bine, n-ai voce, nu-i nimic, nu e problemă. Dacă arăți bine, nu, toate. Trebuie să fii și atrăgător, evident, asta publicul cere, da, cere și se vede, evident. Cât sunteți în total în ansamblul vostru? Noi suntem... Dacă să zic acum exact, nu știu, suntem la 30 de persoane, dar în fiecare an ei se schimbă. Uite, în fiecare an vin persoane noi. Și în anul 3 alții se duc deja. Da, pentru că pleacă anul 3, dar vine anul 1. Și poți face parte din acest ansamblu doar cât ești studentă? Nu. Important este să fii de la Universitatea de Stat și poți să rămâi acolo cât vrei tu. Și atât dacă cineva din ascultătorii noștri acum dorește să aderi la ansamblul vostru, este student la Universitatea de Stat, dar da, deja poate de exemplu să vină. Anul 3 sau anul 2, nu este anul 1. Da, poate să vină, poate să vină. Poate să vină. Da, doar că de la începutul anului trebuie vine să vină. Vine anul 1. Da. Voi pentru astăzi am înțeles că ne-ați pregătit câteva colinde, piese frumoase. Da, sigur. Suntem în toiul sărbătorilor, am venit cu o trăistuță plină de colinde. De fapt, mai avem câteva întrebări referitor la concerte, dar le lăsăm după ce ne interpretați voi nou ceva live. Deci, dragii noștri, în premieră, fetele de la Crânguța de Iedere. Să înțeleg, până acum colinde nu ați mai avut nu, aici. Nu, sunteți primele care hai ne colindă în acest studio. Și deci, toți suntem nerăbdători să vă auzim, fetelor. Da, am venit și cu clopoței, așa ca să ne audă și radioascultătorii. Venim de departe și clopoțești cu melodii frumoase. Hai să spunem. Deschideți portițele, florile d'albe, că vin prunci cu boabele, florile d'albe, că de-aseară stăm pe afară, florile d'albe, opincile ne-nghețară, florile d'albe, streșinii le-au picurat, florile d'albe, și ne-au nins și ne-au plouat, florile d'albe, lasă nenănuță în casă, florile d'albe,
Comătui până la fereastră florile d'albe, dar noi suntem mititei florile d'albe. Ne mănâncă câinii răi florile d'albe, colindăm pe subutuci florile d'albe. Să ne dați vreo două nuci florile d'albe, colindăm pe la ușor florile d'albe. Să ne dați un colăcior florile d'albe, anul nou la ușă bate florile d'albe. Rămâneți cu sănătate florile d'albe. Să vă fie de bine! Bravo, fetelor, iată că am fost și colindat și noi în sfârșit. Vreau să vă întreb, sunteți toate de la Facultatea de Jurnalism? Eu da, Cristina la fel și... Eu sunt de la biologie. Wow, biologia și muzică. Mă gândeam că jurnaliștii noștri sunt... Nu, știi, la Arte Frumoase sau în ansamblul nostru sunt studențe la toate facultățile. Și matematică, și chimie, de la toate și facultățile. Cum îmbinați? Hai, voi cu jurnalism, da, și arta, voi îmbinați. Dar tu biologie și... Biologia e pentru studii, pentru a afla cât mai mult. Mie, în general, îmi place să studiez omul. Și ca să nu merg la medicină, zic, merg aici, fac, am și, cum ocazia asta, să fac și a doua facultate. Pentru asta așa am venit. Biologia, nu știu, cred că acolo pentru arsul creierilor, muzica e pentru relaxare, mai mult așa. Nici nu știu singură cum reușesc și cum ele două se... Se combină, da. Asta și pentru mine strană. Așa, la orele de laborator ei mai cântă. Mai Dorina cântă. E artista a facultății, da? Dorina. Deci orele de biologie mai vesele. Voi, din câte știu, deci Elena, tu ești anul 3 și da, sunt anul 3, da, termin anul acesta. Cu ansamblu, da. Cu ansamblu? Masterat la facultate nu mai fac. Nu mai fac. O să rămân în ansamblu, da, mai departe, o să fie masterat, poate doctorat. Ce păcat totuși că radio nu transmite și imagine să fi văzut, băi, e fața Elenei când zic, masterat eu nu mai fac. Nu mai fac masteratul, e suficient. Voi, fetele, aveți de gând să faceți masterat după ce luați licența? Grea întrebare. Eu nu știu, mă mai gândesc referitor la masterat, dar în ansamblu Crenguță de Iedere, cu siguranță că fac și masterat. Pe lângă ansamblu, mai aveți alte activități de gen dată, adică știu că dați pe anunții, cu mătrii, voi personal, nu ca ansamblu deja, individual. Eu personal nu. Nu prea avem. Ceea ce facem este legat de ansamblu și cu ansamblu mai mergem la câte o nuntă. Sper să nu audă cine nu trebuie. E secret, da? Acum sunteți în febra concertelor. Sunteți solicitați? Destul de solicitați? Adică aveți concerte? Știu. Sigur. Suntem solicitați cam fiecare an la sărbătorile de iarnă și nu numai. Sunt festivaluri, concursuri pe parcursul întregului an. Ați luat deja o mențiune? Ba da, ansamblu de ani buni, este laureata mai multor festivaluri, concursuri, adică nu e prima dată. De când a apărut din 92, de atunci este laureat, este premiant, dar, și aici peste hotare. Chiar recent am fost la festivalul Aprindeți Luminele la Teleradio Moldova. Da, ediția 14 și acolo iarăși am fost laureați, venim cu premii. Când nu, deja dacă trec sărbătorile astea de Crăciun, ce piese mai interpretați voi în ansamblu? Este vorba de folclor, doine, balade. Cântece de pahar avem. Aveți și cântece mai vesele. Ai, da? Sigur, dacă mergem la o nuntă sau dacă mergem la o sărbătoare de gen așa mai veselă, mergem și cu o melodie mai, așa, ca să fie pentru dans. Ascultătorii noștri cred că sunt curioși să vadă cum le faceți voi pe toate, fiind și studente. Sunt sigură că mai aveți și alte chestii personale și în plus este și lucru în ansamblu. Și aș vrea pe rând așa să ne spuneți cum arată o zi din viața voastră, cum vă petreceți, cum le împărțiți pe toate ca să reușiți peste tot. Elena plus că și Elena mai lucrează. Și la radio. Da, Elena mai și lucrează și chiar lucrează. E foarte obositor. Vii dimineața la lecții, după lecții mergi la serviciu. Și de la serviciu alergi la ansamblu. Cam asta durează. Și ajungi acasă și dacă mai sunt și teme de făcut, chiar... Nu le faci. Nu. Le fac, dar mai mult iubesc perna. Văd perna și uit că am lecții pentru a doua zi. Da, nu. Mai șoptește cineva. Distracția, dar distracția unde e? Ești tânără. Distracția... Nu știu, merge cu ansamblu. O combină. Aici se combină, 2 în 1, știi, ansamblu, muncă și distracție la un loc. Voi, nu, chiar mai avem timp, sâmbătă, duminică, este timp. Este, da? Personal, da, în fiecare zi la facultatea de bază, după care la ansamblu plec, dar am un plus foarte mare pentru că
Ansamblul este doar marța, miercurea și joia, adică luni, vineri, mai suntem liberi după amiază. Dar temele, cum a zis Ioan, temele... Suntem într-o grupă. Da, da, suntem într-o grupă. Acum aflăm, acum deschideți cortina să vedem cine se pregătește temele mai mult. Ne mai lăsăm așa pentru weekend, ne mai pregătim și de teme. Dar cu distracția, nu știu. De temele de acum, ce note are Ioan? El se laudă că e super deștept și are. Hai să le permitem, Ioan vorbește acum de Cristina. Acum aflăm ce faci, Cristina, în afara ansamblului. Că e foarte, foarte brav și cred că Ioan la fel. Hai, Ioan, zi tu, ce faci, Cristina? Ia să aflu ce faci fata asta. Tot e bravo, o văd numai luni. Asta înseamnă că tu vii doar luni sau Cristina vine doar luni? Probabil ea vine doar luni. Nu, nu probabil ea. Suntem ambii, bravo. Suntem ambii, bravo. Primele două examene le-am ținut ambii. Primele două doar. Da. A, nu contează ce note, dar contează că au susținut. Da? Noi ne bazăm pe note trecătoare, atât. În rest... 5? 5, 6. Nu, noi suntem bravi, eu cred, părerea da, mea. Foarte. Și da. ne-ați convins. Da, da, da. Și o zi din... Cum din începe biologia. Ora 6:30, Dorina sună deșteptătorul, trebuie să mergi la lecții. Uneori poți să mai, așa, să mai permiți să lipsesc, dacă nu este șefa de grupă, nu este catalogul, nu sunt lipse. Ah, și... de șefa de grupă, că altă responsabilitate. Dorina le face și cu logic. Da, da. Și... vin de acolo târziu, mai trebuie să mai faci niște mâncare, mergi la ansamblu. Eu personal nu prea am timp liber și când sunt invitată în oraș sau undeva, zic, mai nu pot, mă uite, am așa o zi de încărcat. Mai Dorina, dar tu când ai să te odihnești? Zic, lasă că mai odihni la bătrâneț, cred. Soluția. Dar chiar nu avem timp pentru... pozitivă. Pentru odihnă. Da, ai pentru mai iubiți, bine. Aveți viață. Timp. Ați fost așa la o emisiune și acolo v-au întrebat, sunteți căsătorite sau nu? Și toate așa, într-un glas, puteți să strigați, nu, nu suntem. Nu suntem măritați. Și nu aveți timp pentru întâlniri, da, da. Iete. Găsiți și pentru asta întrebați-o pe Dorina, ea știe mai bine. Ce mai bine. Fiind care iubit. Fiind care iubit. Ce sunt ocupat încă de mult. Voi așa frumoase și singure? Cam nu cred. Dar cum sunt relațiile astea virtuale? Nu e nevoie să ieși afară, stai. Ei, a, nu chiar, relații nu virtuale, credem noi în relații virtuale, nu. Am văzut recent la ceva pe Facebook. Căutăm și noi niște miri mai special pentru noi, dacă tot... Păi și tu-ți singură toate, așa, plăcăii vă ascult acum. Și vor să știi, dragi Elena Stegar e singură sau mai au șansă? Dragi plăcăi, atenție maximă. Elena Stegar este singură, treceți la Dorina Luca. Dorina Luca nu este singură, este așa mai proaspăt în... în ale dragostei, da. Singură. Am fost singură până nu de mult. De obicei, fetele se râdeau de mine. Măi, Dorina, unde merge al nimic câte unul? Zic, măi, ce să-i fac? Eu dansez, mie îmi place ceea ce fac. Cred că băieților le place. Apropo, Dorina chiar are lipici la băieți. Ia de fiecare dată unde merge, de fiecare dată se întoarce cu câte unul. Unde nu plecăm? Ce festival nu aveam? Dorina se întoarce câte un cavalier. Noi de fiecare dată, Dorina, ce faci tu? Cum îi găsești? Eu la moment o rugam, te rog, învață-mă și pe mine, eu chiar nu mă descurc. Dorina, deschide secretul tău. Da, Dorina, te rog, mă spune noi. Acum, în direct, ne audă toată lumea și fetele care sunt în căutare. Și băieților. Andreica de la Gotești să audă. Fetelor, nici nu știu ce să vă spun. Cred că fac... Ore de biologie. Da, nu, așa biologia nu este legată. Da, asta e. Cred că fac ceea ce fac cu dragoste, mă implic. Nu știu, fiatele tot fac ca și mine. E vorba de structura moleculară, genetică. Mai mult la da. Moleculară. Probabil da. Asta. Noi jurnalistele un pic mai rău la capitolul. Dar noi filtrăm, poate. Dar noi filtrăm și... Păi de unde vreți băieți dacă suntem patru băieți pe un etaj întreg? Păi mine că jurnalistele sunt rele. Ei, și am mai auzit-o de la un om să nu arăt cu degetul cine. Nici eu nu-l văd. Am vrut să zic că nu-l văd. Dar nu trebuie să catalogăm în felul ăsta fetele logic. De la jurnalist. Chiar nu sunt rele. Nu suntem rele. Era de nu, 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 deloc. Cristina. Fetele nu sunt rele oare? Ioan, poți să spui tu că eu sunt rea? Tu nu, dar este. Fetele de la jurnalism au altă viziune și alt fel de lucruri. Și atunci filtrează băieții, dar nu au nevoie de fiecare. Asta e. Suntem doar fete. Nu. Problema este că noi la facultate sunt foarte puțini băieți. Da. Băieți buni sunt încă și mai puțini. De asta și se întâmplă că voi spuneți că fetele sunt trei. Noi suntem foarte bune. Eu aș spune că cele mai bune dintre toate. Sigur, la biologie sigur. Și la biologie mai sunt. Acolo sunt foarte mulți băieți și mai puțini fete. Ce spuneți? Poate mergem la biologie? Racolăm băieți de matematică. Acolo.
Nu. La matematică sunt foarte mulți băieți. Aștia, și la drept, la fel. Cei de la matematică știu doar de ecuații, de scheme, de tabele. Nu știu cât sunt piese din folclor, el o să-ți facă ecuații, o să calculeze. Eu cred, Elena, că noi nu ne potrivim cu cei de la matematică. Nu cred că o să ne înțelegem. El o să-mi spune de ecuații și o să-mi spune de folclor, de concerte. Nu o să ne înțelegem. Dragii noștri, noi ne-am întâlnit aici jurnaliștii și cu cei de la biologie, așa, predomină jurnaliștii, avem și un filolog printre noi, dar tace cu părere de rău. Eu zic să mai ascultăm o piesă, două, după care noi revenim, ca să nu vă plictisim, rămâneți cu Radio Unda Liberă, emisiunea Pleu Kent, pentru că în doar 5 minute ne reîntoarcem cu fetele noastre adorabile. Ascultă postul de radio studențesc Unda Liberă. Ne-am întors în studio de la Radio Unda Liberă împreună cu Elena, Cristina și Dorina și fetele ne-au pregătit încă o piesă live specială pentru voi, deci haideți să le ascultăm împreună. Mai cântăm în colind. Haideți, care o să fie? Haideți să cântăm Sus în vârful munților. Da, este o colindă mai nouă pe care și noi am învățat-o anul acesta. Fiți cu ochii, fiți cu urechile pe noi, da. Sus în vârful munțelor, la fântâna sfințelor, crenguță de brad, crenguță de brad. Pe o scară de argint se coboară Domnul Sfânt, crenguță de brad, crenguță de brad. Se coboară Domnul Sfânt cu-n veșmânt până-n pământ, crenguță de brad, crenguță de brad. Se coboară rare ori și numai la sărbători, crenguță de brad, crenguță de brad. Și numai la sărbători se coboară printre flori, crenguță de brad, crenguță de brad. Printre sfinte lumânări să-l primim cu închinări, crenguță de brad, crenguță de brad. Să-l primim cu închinări, mese întinse și cântări, crenguță de brad, crenguță de brad. Cu cununi de busuioc să ne aducă mult noroc, crenguță de brad, crenguță de brad. Crenguță de brad, crenguță de brad. Noi aici am făcut o atmosferă de sărbătoare și piesele voastre vor rămâne la noi pentru că e ceva inedit. Nu știu dacă a mai cântat cineva în studioul nostru live. A cântat cineva, n-a cântat nimeni colinde încă până acum. Voi sunteți primele, și aveți onoare. Colindele sunt inedite, sunt ale noastre, da. Nu le cântă nimeni. A fetelor, care sunt planurile voastre de viitor? Vă gândiți să mergeți pe cariera care o faceți la facultate sau să mergeți pe plan muzical mai departe? Evident, o să, cariera mea, dacă am ajuns la facultatea de jurnalism, cariera o să fie în jurnalism, dar n-am să mă las și nu vreau, nu-mi imaginez să mă las de folclor. Asta e clar, o să păstrez în suflet, totuși. Da, vreau să merg mai departe. Eu vreau să merg în sat, să mă întorc la mine în sat, să fiu profesoară de biologie și pe lângă asta vreau să fac și un ansamblu. Ca să fii cunoscut prin ceva satul ăsta, vrem să mișcăm cumva, pentru că cam în ultimul timp el stă pe loc și nimeni nu prea aude de el. De la Gotești, raionul Cantimentru, la sud. Mai rar așa idei întâlnești, da, acum. Da, mai rar domnișoarele să zică că vor să fie profesori. Dar nu, asta a fost în doar domnișoarele, adică în genere. Elevii sau studenții care vin încoace la Chișinău nu mai doresc să se întoarcă în sat și să urnească satul. Chiar dacă se întorc, rămân așa cum. Asta e o noutate și pentru noi. Noi chiar n-am știut că Dorina are de gând să plece înapoi în sat. Ce descoperiri. Da, ne descoperim aici. Dar eu nu știu, mă gândesc să le combin cumva poate pe ambele, dar să văd diplomele și de la jurnalism și de la arte, după care mă mai gândesc și văd în ce acte vezi. Când finisați facultatea de arte, primiți document? Evident, da, exact, avem și diplome, avem și examen de stat acolo. Wow, adică anul acesta mă așteaptă și examen de stat și aici, acolo. Dar de ce mă spui că ai să ieși la examen de stat cu fluierul în mână? Nu s-au uitat să spună.
Pianoista are de cântat nu numai cu vocea, dar are păi da, pentru că la facultatea de arte suntem obligați să facem un instrument muzical, adică este pianul sau fluier. Respectiv, Elena și face fluier. Fluierul, da? Da, nu numai Elena, noi toate. Avem fete talentate care cântă doar cu vocea, ci și la instrumente muzicale. Da, și e greu. E greu, fetele. Foarte greu. Dar să vă spun așa un mic secret, Dorina este cea mai talentată, ea cea mai bine cântă la fluier, noi cu Elena așa, știi? Cu... Vă învățați. Da, da, pentru că îi spuneam și profesorului, este profesor domnul Ion Proca, și îi spuneam, adică domnul Ion, nu ne place nou acest instrument, noi nu o să cântăm niciodată la el, pur și simplu îl învățăm că este o este ați obligație. Ați fost obligate să alegeți fluier anume? Nu, între pian și fluier am fost obligate să alegem, noi am ales fluier deoarece... Nu știu, pian facem doar o dată în săptămână, dar fluierul este mai intensiv și ne gândeam, mă rog, când o să fie vorba de examen, o să ne fie un pic mai, mai ușor. Mai ușor, da. Să știți mai mult deja. Și respectiv, da, Dorina și... este cea mai talentată. Da, la capitolul ăsta Dorina e cea mai talentată. Asta că să nu glumim, acum chiar nu, mă serios am. Îmi amintesc că trebuie să fie destul de, de dificil. Să e mai ușor decât pianul, asta e sigur. Mai ușor? Da, mai ușor. În primul rând pentru că l-avem acasă fiecare, dar de pian depinzi. Trebuie să mergi acolo, la facultate. Da, și mai greu. De asta și am ales fluier. Asta intră în program. Trebuie să știi instrumentul, trebuie să facem dans neapărat și mai facem și croșetorie, broderie, pe lângă toate. Se primește că e o a doua universitate care o faci, de fapt, nu doar facultate. Sunt cerințe destul de mari. Sunt cerințe. Sigur, sigur. Cerințe sunt. Ne presează timpul și ne pare rău pentru că de-ar fi după noi am mai discutat încă multe ore în șir. Dacă aveți urare pentru ascultătorii noștri sau poate să vreți să lăsați anumite lucruri urâte care s-au întâmplat în anul 2013, puteți să le spuneți aici. Sunt sigură că profesorii sau prietenii, colegii care vă ascultă vor asculta mesajul vostru. Da, noi avem o urare pentru toți radioascultătorii. Hai să zicem noi, că avem una tradițională pe care o spunem la toată lumea și care are o mulțime de învățăminte. Hai să vă ascultăm. Mulți ani, mulți bani, spaimă în dușmani, viață lungă, bani în pungă, pe tot anul să vă ajungă, câtă draniță pe casă, atâția galben pe masă, câte păsări zburătoare, atâtea vaci mulgătoare, câte pietre în fântână, atâtea oale cu smântână, bucurii de la copii, câte flori sunt pe câmpii, pe la toate mesele, numai fețe vesele, la anul și la mulți, mulți ani, să vă fie de bine! Mulțumim, fetelor! Și așa, pe final de oră, am înțeles că ați pregătit o piesă și mai veselă. Da, noi avem nu doar colinde, dar așa cum am ceva, mai zis, avem și ceva mai neobișnuit. Da. Deci eu propun să ascultăm și această piesă interpretată live de fetele de la Facultatea de Arte Frumoase. Frunzuț de bob grăunte, ai la 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 la. Mai badiță de la munte, ai la 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 la. Te aștept să râdi sară, bade de la inimioară, hai la 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 la. Uite badin ochii mei măi, ai la 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 la. Vezi de poți trai cu ei măi, hai la 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 la. Și de vezi că noi trăie, lasă-mă că noi muri. Ai la 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 la. Eu sunt fată din codrum măi. Ai la 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 la. Dar nu m-a mâncat lupul măi. Ai la 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 la. Ei lupul mâncă oi și boi, dar nu fete așa ca noi. Ai la 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 la. Păi lupul mâncă oai și boi, dar o fete așa ca noi. Hai la 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 la. Asta a fost. Bravo! Fetelor, noi vă mulțumim foarte mult că ați venit în studioul nostru, ați acceptat invitația. Suntem foarte mândri să vă avem aici. Mulțumim și noi pentru invitație. O să mai venim pe la voi dacă o să ne faceți invitație. Și normal, noi cu mult drag o să vă uităm la noi în studio. Dragii noștri, iată că
asta, emisiunea de astăzi este ultima înainte de vacanță, pentru că cum studenții ies în vacanță, așa am decis și noi să ne luăm puțină odihnă. Deci timp de 3 săptămâni nu vom mai ieși în emisie, ci tocmai pe 17 ianuarie ne auzim din nou. Păi în acest an am reușit să facem doar 4 ediții a emisiunii pre-weekend. Am fost și criticați și lăudați, desigur că mult mai mult criticați, de unde am avut o critică constructivă, de unde nu prea, însă întotdeauna am spus că cine dorește să ne învețe, să ne arate cum se face corect, poftim, Radio Unda Liberă este accesibil pentru toți studenții, vă așteptăm la noi în studio, vă așteptăm cu noi emisiuni care vor bate recorduri mult mai mari decât a noastră. Colegul meu, Ion Anuș, care și el pentru voi e o urare, așa, ca de final de an și începutul unui nou an. Deci mai întâi o să încep cu unii ascultători ai noștri, de fapt acei prieteni care ne tot critică. Deci, dragii mei, n-am putut să vă răspund pe Facebook la toate mesajele acuzatoare care le-am primit, însă o să încerc să o fac acum. Deci lucrurile stau în felul următor. Irina și apoi eu am acceptat această provocare neavând niciun pic de experiență, lucrând cu ce ni s-a dat, dar cel mai important e că am vrut să reîncepem din nou la Unda Liberă o emisiune live, unde, să vă spun sincer, apar foarte multe emoții, unde ajungi uneori să vezi chiar alb-negru, unde stai stresat că invitații sau invitatul întârzie și nu apare. Am fi putut alege să mergem și noi pe o opțiune, cum fac foarte mulți dintre noi, adică să înregistrăm o emisiune pe care foarte ușor o poți edita, o poți face fără bâlbe, fără gafe. În fine, acum că tot o să ne întâlnim tocmai prin 2014, vreau să-ți mulțumesc, Irina, pentru faptul că ai avut curajul să mă transferi, o spun așa în termeni mai sportivi, în echipa ta, că mi-ai acordat susținere, că ai crezut în mine și vreau să te rog să mă ierți pentru cele 3 fire de păr sur care ți-au apărut. Cu atât mai bine, o facem doar o culoare. Vreau să-i mulțumesc lui Sergiu, care prin puteri supranaturale, timp de o oră încearcă și tace. Atunci când roșim, când facem gafe, el cu privirea lui matură ne tot încurajează. Da, matură între ghilimele. Vreau să-l mulțumesc invitațiilor noștri că au acceptat mereu și au venit la noi în studio. Vreau să le mulțumesc profesorilor care, după fiecare emisiune, au intrat la noi în studio, ne-au spus bravo. Ne-au încurajat, dar și ne-au criticat. De fapt, este o critică a lor, ce-i drept pozitivă, o critică de care noi chiar avem nevoie pentru a deveni un pic mai buni. Că tot suntem în perioada celor mai frumoase sărbători, vreau să vă zic doar atât, că în ultima perioadă s-a vorbit despre integrarea Uniunii Europeană, că Uniunea Europeană nu are nevoie de oameni răi, triși sau negativi. Haideți să fim mai buni, haideți să lăsăm tot negativismul acesta aici în 2013, iar în 2014 să intrăm ca niște copii fericiți, cu gânduri pozitive, alături de oameni dragi și fiind siguri că în față ne așteaptă un an mult mai bun. Sărbători fericite, Unda Liberă!